Ieri seară s-a încheiat Olimpiada Națională de Agricultură, organizată pentru prima dată în județul Hunedoara, la liceul cu profil agricol din Gioagiu. Acolo unde pasiunea pentru agricultură și inovația se îmbină pentru a crea viitorul acestui domeniu vital. Drept dovadă, o parte dintre premiile acordate au fost câștigate și de elevi ai acestui prestigios laborator de formare a viitorilor specialiști într-un domeniu considerat extrem de important pentru întreaga omenire. Olimpiada Națională de Agricultură, desfășurată în perioada 26-30 aprilie, a fost o oportunitate extraordinară pentru cei peste 60 de elevi să-și demonstreze cunoștințele, să lege prietenii durabile, dar și să se bucure de activitățile pregătite de gazde, special pentru participanți. Mai presus de premii, a contat însă în final experiența acumulată. Premiile sunt importante, însă satisfacțiile acestea sufletești, mai ales în momentul în care copiii și-au văzut rezultatele, mai ales după proba practică am văzut o creștere de stimă, de sine a lor. În ceea ce privește munca, într-adevăr, s-a depus o muncă oxidă foarte mare. Elevii au lucrat minim, în ultima lună, minim 6 ore pe zi, plus temele pe care le-au avut de pe o zi pe cealaltă. Ați obținut vreun premiu pentru liceu? Am participat cu 2 elevi, am obținut premiul 3 și mențiunea a 2. Din fericire am reușit să ajungem și pe podium. Ce a însemnat această olimpiadă pentru tine? Pentru mine această olimpiadă a însemnat o mare dificultate. Ai avut mult de învățat? Potrivit. Mi se pare suficient pentru o etapă atât de avansată de olimpiadă. Această olimpiadă pentru mine înseamnă o experiență, totodată o dificultate și, în ultimul rând, un hop pentru poate următoarele BAC, care acesta a fost oarecum un antrenament pentru BAC. Ne bucurăm că a venit o țară întreagă în județul nostru, la Gioagiu, să vadă câte s-au făcut și ce potențial au elevii de la noi și liceul până la urmă. Astfel de olimpiade e ca un schimb de experiență teoretic. Copiii socializează, vorbesc ce avem noi, ce n-avem noi, ce aveți voi și noi n-avem. Credeți că vor schimba astfel de olimpiade? Vor schimba destine la acești copii tineri? Și nu numai destine, pentru că deja am vorbit cu colegii din alte județe și au fost foarte încântați de ceea ce se întâmplă la noi. Și elevii deja cu poze, cu... Ce frumos aveți, ne-am dorit și noi și așa mai departe. Și normal, îi motivează, zic eu, părerea mea, că este altceva. Mi-a plăcut foarte mult experiența de aici. A fost foarte primitoare, toată lumea foarte bine ne-a făcut să ne simțim și ne-a făcut să ne simțim cam ca acasă, pot să spun. Și dacă aș putea să iau un lucru, e bunătatea pe care ne-a fost oferită. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici și într-un final am ajuns câștigătoare. Cu ocazia acestei olimpiade, sigur, voi parcurge Facultatea de Medicină Veterinară. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături, părinților, profesorilor și am învățat foarte multe lucruri noi și o să le pun în aplicare. Mulți oameni deosebiți, o experiență deosebită și m-aș mai întoarce de fiecare dată. În total, la Olimpiada Națională de Agricultură s-au acordat 22 de premii și mențiuni pe categorii de vârstă în disciplinele cultura plantelor și creșterea animalelor.